Majoritatea giurgiuvenilor a renunțat să mai aștepte apă caldă din sistemul centralizat și s-a debranșat, asigurându-și această necesitate prin boilere electrice. Fenomenul a luat amploare și pentru că în Giurgiu rețeaua de gaze a fost introdusă foarte târziu, situație în care consumatorii și-au autoreglat accesul la apă caldă. Mai nou se vorbește iarăși despre posibilitatea ca orașul să aibă apă caldă în sistem centralizat în perioada extra sezonului de încălzire, adică numai vara. Costurile pentru apă caldă vis-a-vis de costurile de apă caldă la energie electrică sau din altă sursă sunt substanțial mai mici. Ca o referire, dacă pentru un boiler într-o lună la un apartament cu 4 locatari costurile sunt undeva la 1,5 milioane vechi, 150 de lei, putem să spunem costurile la energia termică pentru prepararea apă caldă menajeră din sursă centralizată nu depășește 100 de lei pe lună. Difuzarea de apă caldă ar putea fi posibilă din 2014, dar numai după inventarierea conductelor de pe scările blocurilor, care sunt în bună parte uzate fizic. Furnizarea apei calde menajeră, începând din iarna viitoare, o să aibă destule probleme și în primul rând vor fi problema tehnică, și anume conductele interioare de la scări. Sperăm și aici cel puțin să facem o inventariere până în martie. Pornirea alimentării cu apă caldă menajeră din vara viitoare este legată de un număr minim de consumatori, acesta fiind 20% din gospodării. Cât despre prețul apei calde, acesta depinde de cel al energiei termice, care se leagă la rândul său prin efecte economice și concurență de prețul gazelor. Acele scări care sunt doritoare, cred că putem să le furnizăm cu un minim de consumatori, aș numi un 20% din totalul consumatorilor din municipiu, putem să pornim apa caldă menajeră din vara viitoare. Sperăm în continuare ca prețul la energia termică pentru căldură și pentru apă caldă menajeră să fie în așa fel suportabil și să-l concureze pe cel de la gaze. Așadar, perspectiva aprovizionării cu apă caldă menajeră nu este chiar imposibil de abordat. Totul depinde însă de consumatori și mai ales de modalitatea în care aceștia vor renunța la boilerele electrice, dar și de perseveranța cu care cei care promit vor acționa.